Că e bine pe acolo că îi dai de zici, că îi dai de frica morții, drag. Aolea. Bagă și pe sub aripile alea pe acolo, că de-aia eu te rămâne... Ce să facă vre? Să nu se învârtă prea mult apomet. Stai liniștit că te... Să învârtă prea mult apomet. Vezi să nu-i dai așa de mult să se învârtă cauciucul pe geant. Pe cine te-a pus să te duci la mama dracu cu el să-l bagi pe toate noroaiele și pe toate alea, dar ți-am zis, ia-ți arul, că de-aia ți-am luat arul, ți l-a făcut mitul, ți l-a adus acasă, e tot ok, merge tot pe ăsta, trage. E de ce ia dracu. Nu-i așa? Altfel, arată și el într-un fel anume. E da. Veronico! Stau da. Așa și mă uit cum tot te iei de tăticu. Stai așa și te uiți cum mă tot iau de tăticu. Păi nu vezi că stau pe aceea, m-a tâmpit până păi acum. Păi după de... ce că săracul te-a ajutat să speli mașina mai și te iei de el. Nu m-a ajutat să spăl mașina, el, da, a spălat... A spălat mașina, nu m-a ajutat să spăl, eu doar i-am spus pe unde să dea și cum să dea și cum să facă, că mi-a luat mașina. Da. I-am luat aro de la Nea Aurel, e bun, merge, l-a făcut mitul, consumă mai puțin, de ce nu folosește aro? E că ea a fost la mai la îndemână. Și bunicu. Și bunicu că vinea cu tancul de la Arad, tot așa venea și-l spăla cu turbojetul, spăla. Eu nu știu ce... Frumos, pe la țeavă, pe la... Eu nu știu ce fum, că a început să fumeze, dar îl are pe bunicul în, în minte. Nu zice nimic de soacră mea, că în rest ar fi fost o bună okay. Dimineața, oameni buni. Salut! Ce faceți, mă? Uite, vorbeam aceea de bunic. Vorbeam de bunic cu aceea, căci că venea cu tancul în același loc unde spălam eu mașina și îl spăla pe șenii de când venea cu tancul de la Arad. Și nu trăgea o rafală? Da. Vezi că venea cu avionul de la însămânțat? Păi din avionul lui s-a mânțat. Auzi de băut ceva de dimineață? A, nu știu mă dacă a băut ceva, că de asta vreau să... E dat ceva lui ăsta bătrânul să aleagă, a luat-o pe avioane, pe tancuri. Și aduce și el aminte, mă, din ce copilăria lui, de bunicul. Cine se duce la însămânțat cu avionul? Însămânțat? Ce însămânțat? Păi dacă n-ai trăit pe timpurile alea de unsă, știi? Auzi, brei! E el și-ți povestești. Câte degete am ridicat aici? Da. Câte... Două? N-am două. Mai încearcă o dată. Două? Veronico, ia du-te cu el. Eu zic să iei mașina să te duci o fugă cu el până la doctor. Că nu e, nu e în apele lui. Auzi, patraulea? Ia. Ia vin un pic. Bă, am avut o vizită interesantă. Așa? A venit Dorel cu Mirela la mine. Ia de-te mai încă că ne aude Veronica și... Zi. A venit Dorel cu Mirela la mine și că să-i ajut cu niște bani pentru off. Să-și facă și eu afaceri. Nu mi-a zis despre ce e vorba. Așa? Și câți bani ți-a cerut? Nu m-au cerut, adică mi-au cerut ceva, mi-au cerut vreo 100.000 de lire. Cât mă? 100.000 de lire, nu știu pentru ce. Mi-a zis dacă pot să iei împrumut de crește afacerea, că le dau înapoi. Și nu m-ai intrat în afacere, că și eu am intrat în afacere, eu îi ajut. Da, despre ce e vorba în afacerea asta, că eu nu intru într-o afacere în care nu știu despre... Tu dă mie banii că îi împart eu cu ei, că sunt în afacere acolo și ai jumătate și te rezolv eu cu afacerea, nu? Că la procentaj ești bine. Da, da, da. Întâi să știu despre ce e vorba, că nu mă bag așa. Da, fii atent, e o idee revoluționară. Vreau să facă botoșei de lână pentru vaci. Tot timp de iarnă să nu le înghețe picioare. Poftim. Ce poftim? De unde dracu le-a căcat mintea la așa ceva? Bă, nu contează de unde, ce, cum și începe, e ideea lor și s-a dus să vorbească cu Baciu Dulgheru pe acolo, le-a zis și... Păi m-a sunat, fii atent ca să vezi drăcea dracu, m-a sunat azi dimineață, m-a sunat Nea Sandu din capul satului, omul acum multe gâște. Aha. Că a râs ăsta Nea Aurel de ei, le-a zis, bă, mergeți acolo, că Nea Sandu tunde vara pe burtă gâștele ca să poată să sugă pui. Bă, s-a dus la omul acolo, l-a tâmpit de cap. Că să nu mai alea, când tunde și rămâne puful ăla de la gâște, să le dea lor, că el îl face, că nu știu ce, pe ce mama dracului pune acolo. Deci ca să vezi și tu așa ideea, dracu.
Bă, nu sunt sănătoși. Chiar au mușcat-o pe asta, au mușcat-o așa rău. Da, da, eu văd că a continuat direct la 100.000 de lire, adică. Da, păi, îmi țin. Da, mă, n-ai cum, e deranjul cât casa. Eu am niște treabă. Tu vrei să mergi pe la ăsta, pe la Naie pe sus? Că eu mă duc până la Naie, că am un camion acolo, că trebuie să-i duc un lot de făină lui Feruciu. Că am găsit cumpărător în partea altă. Nu, no, am ieșit să beau cafea, te-am văzut și am zis să te întrebi care e faza cu ăștia doi, că când am văzut 100.000 de lire, am stat așa și m-am gândit un pic. Tu dă-le bani, că e ce trebuie. Da. Bă, știi care e faza? De curiozitate, o să le dau 10.000 de lire să văd ce fac cu ei. Bă, ce dracu, n-ai ce face cu banii? Dă-mi ia de mie, mă, că le găsesc eu în trebuințele. Bă, sunt curios, bine, îți dau 10.000 ție, dar le dai și tu 5.000 lor. Dar cum? Nu le dau eu? Le dau... Oh. Ca să zic că am făcut jumătate cu tine, că... Mamă, deci o să le dau la bandă de pax când tape aici. Dă-le, mă, 5.000 așa de la mine și da, 5.000 da. Ții tu. Da, mă, da, le dau. Bine, mă, hai că îți fac... Cum transfer că le dau. Bine, bine, hai spor. Veronica, vezi că eu plec, am treabă. Da, păi da ce? Ce să zic, ca de fiecare dată, știi că, cu drumul, știi da. Că eu te iubesc de spui că nu e adevărat și n-am da, ce să mai... Dar cum și eu, ca pe lumina ochilor deci, mei. Deci, cu ochii închiși, nu? Sau? Asta zic. Hai, ai grijă, paci pe lângă casă și vezi ce faci. Uh-huh. Și tu ai grijă cu tăticul acolo. Păi ce, iar mi-l dai pe cap? Vrei? Dă-te jos și stai cu Veronica azi. Da. Nu plecăm? Dă-te vrei jos de mașină. Iotă. Ce oameni. Dă-te jos și stai cu Veronica acasă, că ai treabă pe aceea de făcut. Pune mâna aia tractorul la spaldă și lua un jet de apă. Prima mișcă-te pe aceea mai... Mă, dar nu l-ai luat și pe el să-l plimbi, numai la treabă îl pui. Eu mă duc, tu mă în partea elaltă, mă duc în Bălțești. Ia vino vrei cu mine, că îți dau papucul, să-l iei papucul. Vino cu mine, hai. Păi că te mașină. Că mai creierii de creier. Nu le lăși. Bravo, așa da. Uf, doamne. Au, ce frumos ne stă la amândoi aici. Da, ce frumos ne stă la amândoi. Stă ca lumea la amândoi. Ce-ți mai place să pleci de acasă, să o lași pe asta singură cu treburile, să mă sune pe mine, că la vaci, că nu știu ce, că ea să chinui cu brutăria, cu alea. N-ai ajutat-o deloc, n-ai ajutat-o. Da, se ajută singur. Ești o pușlama. N-am, nu mai zic nimic. Mai zic nimic că... De ce îmbătrânești? Și seamănă să adună în aceeași da, mașină. Da, da. Oh, nu mai opta că... Mă întristez la volan dacă mai optez odată. Am văzut dealul ăsta când veneam, când eram mic și venea bunicul de la Sămănat cu avionul aici, la Teriza. Uite ce, lotul razna. Dealul ăsta. Aici, pe de la Teriza este? Dar cum a Teriza, cu da, coada înainte sau cu stâlpi, botul la avion? Nu. Teriza cum apucă. E bine. Dar bunicul cum a murit? A murit în accident de avion sau a murit așa de moarte bună? A murit mort, eh? Ale. Ia mașina, dacă ești, du-te acasă cu ea. Păi de-aia te-am luat cu mine. Salut, Nai. Mai ai mult? Salut, nu, paliatul ăsta cred că să-l mai pun și suntem cam la limită cu greutatea, nu știu, să-ți mai pun nu mai doi. Pune, nu mai pune, că mie că... Cine știe ce îmi zice ăla pe acolo. Oricum ăla mi-a zis că n-are nevoie decât de 24 de paleți, așa că pui 24 de paleți, îl las acolo la descărcat și să văd pe cine găsesc pe acolo să... Păi e... cu tot cu ăsta-s 24. Dă-te mai înapoi. Boss. Da. Dă-l mai înapoi, ăla.
Cred că ți-a intrat la mine aici în ăsta. Ce-a făcut ăsta bătrână, o pleca? Ia uite, mă, aveam și un ciocan în mașina aia. S-a dus, mă. Auzi? Da, da. Eu zic să... Să-mi zici unde e trusa cu scule, că dacă nu o bagi de acolo, cred că s-a prins în, până la dedesubt aici. Măcar da, să mișcăm puțin, acolo. Să mișcăm puțin furcilele. Da, du-te acolo la mine, vezi că este o trusă în... În vestiar? Sau nu, uite unii camionul acela, vezi că ar trebui să fie acolo în baraca aia. Unde ai lăsat-o? Mă uit aici. N-am, mă, că am găsit-o. Ia zi nimic, ă? Mamă, cum sunt blocat aici de desubt, tăti. Dar lasă-le mai jos. Păi nu pot, stai așa un pic. Se mut camionul un pic, să-l îndrept. Stai că strâmbăm toate astea pe aici. No, lasă mai jos un pic. Și stai pe loc așa să mai dai eu camionul în față. Atât, vezi? Are fierul ăla de sub și dacă nu ești atent, se blochează acolo. Eu cred că i-am zis lui John că trebuie să te trimitem să faci ăla de ieșir, dar tu nu și nu și nu. Bine că e camionul nostru, dacă vine altul cu camionul străin, ce dracu facem aici? Pune mâna și fii atent că îi facem camionul ăștia varză. Și plus de asta camionul ăsta e și nou. Păi eu ce să-i fac dacă... Păi... Ușor. E distanța atât de mică. Trebuia să facem o rampă aici ca să fim mai ușor de încărcat. Lasă că până la rampă ne descurcăm cu ce avem, n-ai. Păi, eu ce zic? Gata, lasă. E ok. Deci ai zis că vrei 24, nu? Da. Atâta, închide prelățele, actele sunt deja pregătite. Hai să-l închid și pe ăsta. Da, bine, actele mi le-ai pus în camion? Da, da. Hai că am plecat. Auzi? Nu mai aud. Nu mai auzi. Când te întorci? E treaba mea când mă întorc, acum ce fac n-ai? Am început să-ți dau ție explicații când mă întorc? Nu, să-mi aduci niște paleți, că nu am cu ce să mai scot făină. Păi vezi că e John acasă, da. Dă-l asta la cafea, mă tâmpi pe mine, m-a creierit de creier până acum, că să-i dea 5.000 de lire lui Dorel și lui Mirela să-și facă afacere și tot dă mine zi. Nu vezi că am treabă, mă duc să-mi fac treaba mea, sună-l pe John să vină și el să-ți aducă paleți. Că ei s-a prins dreacul cu curul pe acolo de toate alea. Păi eu ce să-i fac, dacă nu-mi răspunde, eu mă aud cu el de două ori pe an. E, zic că-ți dai demisia, să vezi cum aude, cum îți răspund. Da, ok, las că îi lăs un mesaj pe telefon și îi spun când trebuie. Lași un mesaj și zici, bă, dacă nu-mi răspunzi, să vii tu să ai grijă aici de mor. Da. Vezi de motorină la camion să pui dacă pleci la un drum mai lung, că am văzut că nu prea are motorină. Bă, să nu zici că ai băgat furtunul în tăiaș? Na. Să nu zici că ai tras motorina și din asta. N-am umblat așa, au fost adus. Na, haide, ne auzim mai încolo, pa. Hai, pa.
Auzi, mă, n-ai ce... Vezi? Îi dai un deget și ți-a toată mână. Păi ce că mi-a zgâriat camionul, mi l-a făcut varză pe acolo, pe dedesubt, când i-am zis că alea a zis că a, că nu, că trebuia rampă. A, că nu, că... La ce oră vin apoi? Auzi tu la el. Trebuie mult să-și alimentez acum. Uite-mi și până acum, hai de cap, mă, eram în drum spre Bălțești. Mă duceam glonț. Șurel, șurel. Cred că e și încărcat. Ce faci, bă, moșule? Hai, neață, bă, drămâle, neață, eu de ce să fac? Unge am balamale astea, că a început să scârții. Nu te-am mai văzut o grămadă de timp. Ce ai făcut? Da, uite, cu spitalele, cu spitalele. Dar ce are, bă, nu-ți mai revii? Ce zice, că ai lipsă de fir? Mănâncă niște spanac. Ei, mă tot cheamă ăștia la control, îmi zice ei când mă duc la control. Ia o de-asta mai tânără, poate îți regenerezi sângele, poate una alta, na? Ia vezi, pe unde mai umbli tu, poate auzi vreo unul care vrea să cumpere porci? Da, se rezolvă, se rezolvă. Am vreo 25 de bucăți, vreau să-i dau și așa, nu mai am timp de ei. Gata, te-ai lecuit până la urmă? Păi da, nu, patraule, eu tot în spitale, tot în spitale, ce-mi să aibă grijă de ei? Adevărul că cam așa, îi lași pe unul, pe altul, nu, mai vine Neaurel cu aceea, te mai ajută, te mai una alta, dar n-ai ce să-i faci. Ei, mă ajută și Aurică, dar cât să abuzezi el, te ajută om o dată, de două ori, dar mai are și treaba lui. Ne-am înțeles, eu mă duc să alimentez. Ai nevoie de ceva, sună-l pe Stocru sau sună-l pe Veronica, că eu trebuie să plec în Bălțești în seara asta. Mă duc să alimentez, că a rămas fără motorină și o tai direct spre Bălțești. Nu-i bai, nu-i bai, mă descurc eu, tu doar dacă auzi ceva de vreun cumpărător ceva. Dacă aia cu porcii rezolvăm, nu-i problemă, dacă le facem un preț cum trebuie, dăm cu tot cu garajul. Tot cu coteții, cu garajul. Te descurci tu că ești băiat de scos care ia să-ți iasă și ție și mie. Hai, ne auzim atunci. Ce să zic, sănătate. Bine, patrul. Hai că mai trec eu pe la matale zilele astea. Da, da. Hai, sănătate. Sănătate, sănătate. Bă, moșul, bă, nu mai s-a dus mai așa cum era înainte. Controle peste controle, alea, doctor peste doctor. De ce timpul ăsta? Îți spui că nu-i adevărat. Să mă fac și eu aici să... Am fi pe aici, pe la garajul ăsta, dar s-a pus și la astea deschise. Ei, patraulea! Ce faci, bre, pe aici? Da, păi nu ți-am zis că aduc camionul acela cu... Am fost și am dus lemnele și alea. Vorbești cu italianul și vezi că la italian i-am spus de 20 milioane. Dar eu am făcut o cursă în plus. Știi cum ți-am zis la telefon, că trebuie să mai fac o cursă. Și mi-a dat omul 35 milioane, ia uite aici. 10 să tăi, 10 să tăi, 5 să amei, pun așa? Și 20 pentru un factor la italian. Ia, mă, tale, acolo 10, lasă-mi e 5, că să fie bine pentru amândoi, că m-ai mai ajutat, mi-ai dat până alta, lasă să fie acolo, ține și mă. Așa, mulțumesc. Ales. Vezi că, da, am făcut rapid și cu motorii n-am ieșit exact, dacă n-are treabă italianul, știi? N-are, am încărcat rapid, a fost cursa scurtă. Nu știe el, hai că am plecat că sunt în întârziere, trebuie okay, să mă duc. Ok, las că închid eu aici atât, vezi că factura ai tot lăsat în camion acolo, cu actele la camion. Ca să le predai tu la italian acolo, să le pun în contabilitate. Doar să le acolo, că le găsesc și așa nu umblă nimeni. Așa. Ha. Bun, hai că închid eu pe aici, salutare. Ceau, ceau. Și lui că, pe urmă, deci uite, eu să fac bani și... M-a zis, nu, 10 milioane ție, 5 milioane mie, asta
Știi cum e vorba, de unde dai, de acolo îți vine. Tream tot cu porțile, le închidere, deschide, le închidere, deschide. Mamă, cât drum am până în Bălțești acum, deci mie nu vine să cred. Câtă întârziere am avut. Că dau peste tine. Atreulea, unde te duci? Ce, bă? Unde te duci? Mă duc să... Ai hârtie la tine? Am și de-aia, e o problemă. Te duci cumva în Bălțești? De ce mă întrebi? Am și nevoie, că astea te-a arată, dar dacă te duci tu nu mă iesi pe mine. Bă, da, mă, cât dai la arată? 10 lei. Cât? 80 de lei și te duc. Ei, și tu acum. Bă, te duc cu Scania, bă, nebunule, uite-te și tu la aia cum arată, ne. Ai, nu fi chitră. Ei, uite-te, știu cum arată Scania asta, nu luat-o confort, pentru ce te duci cu autobuzul, să vii luați la motorină, beșinile, la alții și toate alea. N-am 80 de lei. Pe cum, că am auzit că ați făcut o grămadă de bani. N-am făcut încă, n-am pornit afacerea, trebuie să pornim, dar totuși, de ce-mi ce tu mi-e 80 de lei, când tu ești la care are mai mulți de obicei, tu-mi faci mie ce este. Eu îți dau 10 lei cât e de obicei rata. Hai mă, urcă-te și hai să mergem, că și așa. Aaaa, doamne. Bă, Dorele, bă. Bă, Dorele, bă, nu știu cum să zic, mă, dar mai zăpăci, bă, de cap, bă. Știi cum ai picat-o acum? Doamne, exact ca ștrampul în fund a intrat așa. Aaaa, nu zice asta. Ba, nu, știi ce e bine? E bine că am cu cine merge pe drum. De ce n-a avut nimeni să meargă cu tine? Nu, că eu prefer mai bine să merg singur așa, dar acum am cu cine vorbi, mai... Până la urmă, ați fost la Neasandu, că m-a sunat omul ăla, a zis că vă strânge niște puf de gâște. Da, am fost, am vorbit bine la cu el, eu am stat afară, mă uitam la gâște și le căutam de păr. Cam câte țâțe are usc? Nu știu, că încă nu erau tunse. Nu? Ei, lasă, că vedem noi. Da, mă, oameni buni, ce să mai e una peste alta? Hai, că ne vedem în partea alta, că am o grămadă de discuții. Cel puțin o să-mi treacă timpul cum trebuie. Ne vedem în partea alta.